care porniseră cei 50 de Iason. Iason, parcă că m-am dat acela. Da. Nu știu să spun, dar dacă pot să scrii întrebarea și să o transform tu într-un text, că e prea frumoasă întrebarea față de ce aș putea eu să-ți răspund din... Și pentru că nu m-am oprit foarte tare asupra zonei, că ți-am spus, nu mi s-a părut că e o strofă care să aibă... Pentru că și Vergiliul are ca sursă de Apolonius din Rodos. Sunt mulți, mai cu seamă că el îl... Oricum sunt mai multe personaje care au făcut acest traseu la iad, coboră la iad, prin iad, dar el este cam singurul care l-a făcut cu circuitul complet. A luat bilet, circuit complet și dus întors. Că trece și ajunge și în paradis și mai ajunge și înapoi ca să povestească toate. În orice caz, asta acum vorbind de lungă, și dacă mai multibuiți două secunde ca să spun și eu două vorbe. Nu întâmplător Dante scrie această Divină Comedie. Nu întâmplător ceea ce îi se întâmplă, îi se întâmplă. Să nu vă imaginați că Dante era un personaj extraordinar, cum e ca și poet, vai, trăia în... aproape monahal. Nici vorbă. Toți îl descriu ca fiind un tip extrem de încruntat tot timpul. Răspundea numai în doi pedii. Gramnic sărea la ceartă, era și mai ales pe teme politice, era... Plus, n-a mai pus și aia cu... Cum se cheamă când trec de la un partid la altul? Traseismul. Deci omul, îți dai seama, ca să vezi, acum e bine, dar încep să-l faci și de o cară. Nu-l fac, da. La urmă era om. Tocmai de asta îi se întâmplă și ce se întâmplă. Și, pe urmă, dacă avem două minute, o să vă spun, apropo de aceasta, o poezie a lui Radu Gir, foarte frumoasă, Antiteze se cheamă, vis-a-vis de ce îi se întâmplă lui, pentru că lui se întâmplă cu un scop toate cele de acolo. După ce pleacă, după ce guelfii negri îl dau afară din Firenze, din Florența, el fiind guelfal, nu e că rămâne cu guelfii albi. Mai încearcă și cu albii să reintre, e mai greu, până la urmă vine Heric al, nu mai știu, al câtelea, al șaselea, împăratul Germaniei, mamă, să vezi ce facem cu ăsta, mă întorc, ala după, nu mai știu, trei luni, la fel și ăla dispare. Deci, în orice caz, ratează toate. Ce face Dante? Trece la Ghibellini. Trece în partidul opus, trece de la PSD la Liberal. Deci are traseism, are tot ce trebuie în el ca să facă un personaj extrem de actual. Și toată această îngânfare a lui și tot ce se întâmplă, care l-ați văzut, sunt cele trei animale care îi apar în față, selva oscura, în pădurea aceea, e, de fapt, un moment de o extraordinară traumă depresie, într-o depresie extraordinară, în care la Dirita Via era smarita. Nu mai vedea niciun fel de cal. Nu mai vedea niciun drum pe unde putea să o ia mai. Poezia era. Mă simt că vă spun poezia, apropo de aceasta. Radu Gir zice, și o încep tot de la spate la spre față, că vi le spun în ordine inversă, dacă să vedeți legătura. Spunea așa Radu Gir, zice, nu te ridici în slăvi până nu cazi cu fruntea grea în pulbere amară. Și dacă învii, adică înviezi, în zâmbetul de azi, e că ai murit în lacrima de aseară. N-ai dezmierdat, de n-ai ști să blestemi, surând numai acei care suspină, de n-ai fi plâns, n-ai fi știut să speri, de n-ai fi râs, n-ai duce în loc lumină. Și dacă rana singur nu-ți legai cu mâna ta, n-ai ungere în străine, n-ai jinduit după un colț de rai, de n-ai avea un cioc de iad în tine. Și se închidea, nu te ridici în slăb până nu cazi cu fruntea grea în pulberea amară și dacă învii în zâmbetul de azi, că ai murit în acuma de aseară. Dante, prin toată privegia pe care a făcut-o, reușește să ajungă în finalul acesta și să numească comedie întreaga lui călătorie din infern, purgatoriu și apoi în cer, tocmai pentru că vă dați seama că am ce-a putut să trăiască omul fără niciun ban, fără nimic, expulzat de toți, culmea culminilor, ajunge într-un final ca regele Raven, duce Raven, nu mai știu cum, așa, să-l ia la el. Acum, culmea, nu știți cum îl chema pe duce Ravenei? Guido Novello de la Polenta. Da, Polenta se amă mălingă. Adică, și asta leagă un pic de noi, așa știu. Cu toate că nu știu ce mă mălingă trebuie pentru că se făcea pe atunci, fiindcă porumbul a venit o leagă mai târziu. Deci, trebuie că se făcea acolo, din ceva, nu știu ceva, nu știu. Din? Mei. Casa. Din Mei? Da. Păi și Daci făceau.
Nu știu de unde se știe cu Dacia. Casa rusească ucraineană. Mâncarea veche rupă. Vă crei pe cuvânt, că nu știu chiar de... Da. Da. Ok. Alte conexiuni sau stimul declanșator de gânduri? Dacă nu, încă o dată îi mulțumim pentru seara asta.